Deci dacă vrei să mănânci cartofi prăjiți sau, nu știu, cartofi fierți, sau, nu existau. Deci din start era această ruptură. Nici ei nu mâncau. Nu știu dacă e o chestie rămasă de pe vremuri când trebuia să mâncăm carne să ne arătăm statutul social, dar era de remarcat lucrul ăsta și într-o iarnă, în marginea satului, oamenii așteptau să vină autobuz, să meargă la oraș să cumpere carne de porc. Mulți oameni. Filmul nu are un răspuns la întrebarea asta și nu e un film care nu arată tristețea, sau e un film trist cu foarte mult umor, de fapt, dar arată rupturile dintre noi și n-aș vrea să spun ei, dintre noi și noi. De exemplu, dacă ascultăm muzica folk americană, dau un exemplu, pe Neil Young, un mare cântăreț, are un mare album, poate printre primele 10 din lumea asta, care se numește Harvest, Recolta, și îl povestește despre lucrul ăsta. La noi oamenii care cântă despre altceva. De exemplu, pe vremuri, muzica populară povestea despre problemele satelor. Acum, dacă asculti muzică populară, în general, e vorba despre o fată cu așa moravuri, în sfârșit, se pupă cu tot satul, sau vrea să-și găsească, totul este fericire. Totul este... Ei, tot noi, ca să nu folosesc ei, nu reușesc să... Noi nu avem un cântec cu inundațiile. Da, nu avem. Nu avem un blues cu inundațiile. În toată lumea, aceste mari fenomene au marcat. Au marcat cultura, au marcat cântece. În schimb, avem niște romane scrise odată, pe care le-am studiat toți. Avem Ion, Răscoala, Muromeții, nu? Care sunt în continuare niște repere uriașe, a spune, la cultura noastră, dar sunt scrise de mult. Aceste punți între oraș și sat s-au rupt și nu cred că le putem reclădi doar cu proiecte și, cum a spus, cu planuri foarte mari, atâta timp cât nu facem din acești oameni eroi. Asta am încercat să fac, de fapt, din acest film, pentru că atunci când ei au văzut filmul, s-au îndreptat de spate și au dat seama că, bă, noi facem cartofi și varză. Noi îi hrănim. Adică e cam ca la psiholog. Tu știi ce boală ai, dar ai nevoie să te duci și să spui cu voce tare ce ai și ăla să spună, de fapt, ceea ce ai spus tu. Deci, dacă asta înseamnă că, da, revenim la ce spunea profesor Hanusek. Trebuie să fim pregătiți să învățăm, să învățăm, să ne implicăm, ca să arătăm alte perspective și să ajutăm să înțeleagă că pe orbita pe care orbitează, să spun, traiectoria pe care orbitează, are nevoie de un impuls care să îi ajute să meargă pe o traiectorie, să-i spunem, mai elevată. Noi am fost, să spunem, mai norocoși sau la fel de norocoși în ideea în care am cunoscut oameni foarte frumoși în comunele în care am mers, nu fără nici, este evident că și în Lugulețul sunt oameni la fel evident, de frumoși. Evident, minunați. Tu ai încercat să surprinzi acolo așa, la modul... Eu ce vreau să spun, Felix, că toți mergem la țară și mergem în weekend, vineri, sâmbătă, duminică. Și dar vedem altceva. Ce se întâmplă de luni încolo. Asta, de fapt, da. E important. Ce se întâmplă? Și nu mai e așa frumos, de fapt. Și dacă stai un an și noiembrie, când plouă sau când e cald, nu mai e. Sunt născut la țară, crescut la țară, știu foarte bine, apropo de noroi și de glod și de cum mergeam la școală. Deci nu. Aici sunt absolut de acord. Ăsta e poate unul din motivele pentru care mi-am dorit foarte mult să mă implic. Dar aș face trecerea acum, pentru că spuneam, înseamnă că am fost norocoși. Și nu suntem singulari în a avea noroc, am fost în niște comune foarte frumoase. O să fac trecerea acum către echipele, către colegii noștri din echipa Antreprenoresti, dar și oamenii cu care ne-am întâlnit în comunele de care vă vorbeam, sunt doar două dintre ele. N-am putut să aducem mai multe pentru că nu aveam spațiu, în schimb putem merge noi împreună să-i vizităm la ei acasă. Un al doilea call to action de final de sesiune pentru a vă implica în proiectul nostru. Aș să spunem așa, pe vremea mea erau duplexuri la televiziune, pe vremea când mă uitam la televizor, aș spune, era un duplex. Acum facem un duplex cu Comuna Corb și Comuna Valea Stanciului și dăm legătura, nu știu unde să dau legătura, oriunde e la fel de bine.
Cine preia legătura, să spunem? Cine are microfon? Bună ziua! Colega noastră, Daniela. Bună ziua! O să mă ridic pentru că vreau să o cuprim pe toată lumea, pe ei. Este foarte important să-i vedeți, îmi cer scuze, nu se mai repetă. Daniela Marișcu este numele meu. Sunt membru în echipa Antreprenoresti și salut pe toți colegii mei care s-au implicat de-a lungul timpului în acest program. Stăteam acum și mă gândeam cu emoție cum aproximativ un an eram eu în sala aceasta pentru prima dată la un summit rebele și ca antreprenor așteptam, orientat spre acțiune, așteptam momentul acțiunii și atunci s-a produs. Inițiativele, programele, eu fata de la țară, asta e pentru mine, am zis. Așa am ajuns la corbi. Am înțeles când am intrat în corbi ce a vrut să spună poetul în balada Miorița. Pe un picior de plai, pe o gură de rai. Nu exagerez cu nimic și vă invit pe dumneavoastră să vă convingeți în cele ce urmează, ascultându-i pe reprezentanții comunei și cu prima ocazie să treceți în revistă imagini din Comuna Corb. Am intrat în comună și știam despre Mănăstirea Rupestră. M-am dus direct acolo și mi-am încălzit sufletul cu o panoramă incredibilă de deasupra mănăstirii. Deci am urcat pe stâncă deasupra mănăstirii și vedeam tot satul sau mare parte din sat. După care m-am întors în centru să mă întâlnesc cu echipa, că eu ajunsesem prima. Și în centru ce să vedeți? O super piscină. Și vă spun în calitate de expert în domeniu. O piscină ultramodernă. Și am zis, domnule, cred că suntem pe drumul ce bun. Nu vă spun că toate confirmările au venit ulterior prin întâlnirile pe care le-am avut cu membrii comunității și cărora vreau să le mulțumesc că prin reprezentanții lor se află astăzi aici alături de noi. Vă rog să-i încurajăm cu aplauze, ca și mine au și ei emoții. Mulțumesc tare mult. Și ca să trecem la obiect, l-aș întreba pe principalul reprezentant al comunității, domn primar, cum a primit comunitatea ideea Antreprenoresti? Din start, vă spun, în momentul când s-a vehiculat ideea că am putea intra într-un parteneriat Antreprenoresti și vom fi adoptați de o entitate anume, nu eram foarte, să zic așa, entuziasmat și nu eram foarte sigur. Unii pe aici să vadă cine mai suntem și noi, ce facem, să vadă ce se mai poate găsi, să ce interese se pot îndeplini. Și, dar, mă zic, sunt invitat, hai să merg. Ne-am întâlnit la sediul Galului și acolo mi-am prezentat comuna, cu bune și cu rele, așa cum o văd eu, cu colegii mei de la Gal și, în final, cei de la Rebele. Păi, domnul primar, dar nu prea sunteți de adoptați, că nu sunteți săraci. Bun, și eu acum răspunsul l-am dat atunci într-o altă formă, dar acum, pentru că tot ne-ați adoptat, nu vrem să fim adoptați pentru a primi ajutor, milă sau a fi întreținuți, ci pentru a ne sprijini în demersurile noastre și în acțiunile pe care vrem să le întreprindem, atât la nivel local cât și împreună. După care au avut loc și alte întâlniri la Craiova, am făcut parte din conferința, de la Craiova, din conferința da? De la Craiova, ați revenit dumneavoastră de curând în teritoriu, acolo l-am întâlnit cu reprezentanții, spune eu, ai mediului de afaceri din Corbi, acei 40 de persoane care are atelierul de tâmplărie, cel care crește vacile sau oile, cel care face cărămidă sau sobe de teracotă, cel care are pensiunea. Dacă îmi permiteți, intervin, da, vreau să spun și versiunea noastră, da, am ajuns acolo, am fost puși de nenumărate ori în situația ce ori căutaște aici. Chiar la Valea Stanciului mi-aduc aminte cu mare drag de domnul Nedelcu, cred că îl cheamă. Dar ce aveți de câștigat cu treaba asta? Asta este minunat, de fapt asta am apreciat cel mai mult, deschiderea cu care oamenii ne-au primit în lumea satului. Este foarte, foarte important că această deschidere există și așa am aflat la ultima sesiune în Corbi că de fapt alesesem tare bine, nu bine, pentru că Antreprenoresti este ca titlu foarte elocvent pentru ce se întâmplă în Comuna Corbi. Am găsit, așa cum spunea domnul primar, o inițiativă antreprenorială locală incredibilă.
De la firme de producție media publicitară până la firme de producție a lemnului, este unul din sectoarele puternice. Nu uităm foarte important producția de sobe, dar asta e partea de antreprenoriat. O să ajungem și la partea de turism. Deci când vorbim de producția lemnului, nu înseamnă că tăiem copaci și îi vindem. Nu, nu. Adăugăm valoare. Adaugă valoare și exact. Din lemnul pe care și îl cumpără de la mari angrosiști, fac mobila pe care cu toții ne dorim, acea rustică sau mai puțin rustică. Corect. Aș îndrăzni aici să întreb pe unii antreprenori, ca să-i dăm ca dovadă a existenței, dar nu numai, care i-ați văzut și în film, cum privesc ei perspectiva satului românesc, așa, din postura de antreprenor, fiu al satului, cum se spune, și datorită intervenției antreprenorești, cum își configurează dezvoltarea comunității din punctul lor de vedere. Vă rog că aveți microfonul. Mi-aduc aminte de zmeura și fructele de pădure cu mare drag, care am fost serviți la livada bunicului. Bună ziua, vă salut pe toată lumea. Numele meu este Mihai Ungureanuș. Născut, crescut în comuna Corbi, făcut studiile în Pitești și București, locuiesc în Pitești acum, dar mi-am propus să mă întorc de unde am plecat. De aici a plecat și ideea de a realiza o livadă. Am ajuns la o livadă mai mare, cu idei noi, cu profesor lângă noi, cu proiectare, cu fonduri europene. Lângă acea livadă a apărut problema cu desfacerea, cu un lanț frigorific, cu niște condiții de îndeplinit. Am realizat și un depozit frigorific. Am reușit să intrăm în supermarket. Greu, dar am intrat. Lucrăm de 3 ani cu 2 rețele de supermarketul la nivel național. A venit ideea și de agropensiune. Mi-aduc aminte ce concluzionam cu Felix. De fapt, am primit o lecție de la domnul Mihai de antreprenoriat. Tot ce vă povestește este foarte impresionant. Noi am văzut la fața locului și experiența dânsului de business este una mult peste ceea ce credeam noi că o să găsim și asta ne-a bucurat foarte, foarte mult. Da, noi am încercat să aducem inovare. Deci s-a plecat pe o cultură de măr, după care am venit cu fructe de pădure, zmeură, murafin. La momentul ăsta, tot ce e nou în Europa, în lume, am plantat la Corbi, împreună cu Institutul Agronomic, cu Universitatea din București. O să rămâne surprinși, producem kiwi, goji, curmali, o grămadă de fructe exotice, avem zmeură neagră, zmeură galbenă, clasica roșie. Încercăm împreună cu ei, adaptăm, aclimatizăm și nu trebuie să producem numai prune sau numai mere. Trebuie să aducem inovare, să aducem ce e nou. După cum vedeți în supermarket, nu se mai vinde roșia clasică, se vinde roșia galbenă, roșia neagră, e tentația, e încercarea de a gusta, de a vedea cum e. Vă spuneam, pe lângă plantație am realizat și o agropensiune, am vrut să creăm un confort, suntem 4 margarete, certificați și să venim cu ideea. Sau a doua pensiune? Sunteți prima pensiune din localitate, nu? A doua. A doua. Noi suntem agropensiune. Deci aveți unde să vă cazați la Corbi? Suntem agropensiune. Am vrut să aducem o idee care am văzut-o eu în Italia, într-un schimb de experiență. Îi cazăm, îi lăsăm să-și culeagă fructele împreună cu familia. Nu vor să le culeagă, le culegem noi. Le punem la dispoziție bucătăria, pot să stea acolo să-și facă siropuri, dulcețuri, să-și congeleze fructele, le oferim borcane dacă n-au, le oferim și zahăr, le oferim și dulceața. Dacă nu au de gând să își facă singuri, atunci poate să o cumpere de la noi. Dar da, important e să vină să simtă bine, să întoarcă din oraș și să vadă cum e să culegi 1 kilogram de zmeură, stai în soare, că nu e atât de simplu. Agricultura se face cu sudoare. Și așa ați împletit în mod fericit potențialul economic al afacerii cu turismul. Turismul, de altfel, revenind la domnul primar, este o componentă importantă a strategiei de dezvoltare, din câte cunoaștem, pentru că are tot ce-i trebuie. Spuneam mai devreme de mănăstire, dar las pe domnul primar să ne povestească. Ca să putem înțelege mai bine ce înseamnă Corbi, dați-mi voie să vă prezint așa
Fulger. Deci comuna Corbi, situată în județul Argeș, în partea de nord a județului, formată din 6 sate, 3800 de locuitori, două cătune, la poalele munților Făgărași, în zona submontană, pe versanții sudici ai munților Făgărași. Și acum, bine, 50 de km de la Pitești, 30 km până la Câmpul Moșcel și 30 până la Curtea Argeș, situate pe Valea Râului Doamnei. Pentru mine, când vorbesc Corbi, sau spun Corbi, mă gândesc la fermierii crescători de ovine din comuna mea, care dețin aproximativ 30.000 de capete. Când spun Corbi, mă gândesc la livezile de pe dealurile însorite, de măr, păr, prun și alte fructe mai nou, de la Mihai Ungrenuș. Când spun Corbi, mă gândesc la pastrama de oaie, și noi, cea mai bună. Când spun Corbi, mă gândesc la brânza de burduf și urda din laptele de oaie preparată la o altitudine de peste 1500 până la 2300 de metri altitudine. Când spun Corbi, mă gândesc la cașcavalul și telemeaua făcute din laptele de vacă. Când spun Corbi, mă gândesc la țuica de prună și special cea de la Poienărei. Când spun Corbi, mă gândesc la portul tradițional sau obiceiurile pe care noi le avem în zona noastră și iată-mă pe mine îmbrăcat astăzi într-un costum popular corbenesc. Lângă mine am două doamne și vreau să le revin. Și probabil că o să vă uitați puțin uimit de ce în stânga mea avem un costum popular de o anumită factură și în dreapta mea un alt costum popular. Și dați-mi voie să vă fac o mică istorie a ceea ce înseamnă comuna Corbi, obiceiurile, tradițiile și portul special. La 1776, datorită presiunilor politice și religioase, ardelenii din zona măginimii Sibiului sunt obligați să traverseze munții, vin pe Valea Oltului. În zona respectivă, acești oameni se ocupau aproape 100% cu creșterea oilor. Au trecut munți, au venit pe Valea Oltului, au poposit unii la Curtea de Argeș. De acolo au fost îndreptați în acea perioadă de către episcopul de atunci în zona Corbi, în zona unde locuiesc și eu. Au venit o cerere aproximativ 100 de familii. Le-au dat spre folosință terenurile bisericii rupestre la care o să ajungem, biserica din piatră. S-au așezat și au întemeiat familiile, s-au ocupat mai departe, pe lângă asta, cei care erau în transfumanță, pentru că i-au venit familiile, în special bătrânii, copiii și mamele. Oamenii sănătoși erau în transfumanță. În Dăubrăgea, în Serbia, nu știu pe unde erau în transfumanță. La întoarcere s-au venit la familiile lor. Și ce pot să vă spun? Lucru care nu știu dacă s-a mai întâmplat undeva, că această populație care a emigrat dintr-o zonă și s-a așezat într-o zonă cu populația autohtonă, a reușit o performanță sau contraperformanță, adică de a nu fi asimilați de populația băștinașă, să-și impună cultura, obiceiurile, tradiția, modul de viață și să-i asimileze ei pe băștinași. Vorbim de două sate din cele 6 sate, Corbi și Șgheaburi și puțin Poienărei. Și de aceea, costumul pe care îl poartă doamna de lângă mine, este costumul din zona Sibiului, costumul din Jina. Costumul meu este același. Bineînțeles că în celelalte sate, Corșori, Stănești, Podru, Poienărei, o influență puternică mușceleană-ardeleană și unde se poartă și acum acest costum mai înflorat și mai colorat. Deci suntem un mixt de culturi acolo, oamenii gospodari, mulțumesc, oamenii gospodari, oameni care cu bunele și cu relele lor nu cer milă și ajutor, cu excepție că așa se întâmplă peste tot, dar mergem mai departe, când spun Corbi, mă gândesc la peisajele minunate, la pădurile din zonă. Când spun Corbi, mă gândesc la râpa partizanilor.
sau râpele cu braț, cum se spunea înainte. Când spun după partizanilor, de ce? Pentru că denumirea a fost dată odată cu petrecerea ultimilor ani a ultimei rezistențe anticomuniste în 56, în perioada 57-58, haiducii mușcelului, cei care au trăit și au luptat pe versanții sudici ai munților Făgăraș și ultimii ani i-au petrecut în satul Poinărei, în satul de unde sunt și eu, în aceste râpe, într-un bordei. Era în 1958 când au fost prinși de o armată. Ei mai erau doar 5 partizani, dintre care o femeie și un copil, o fetiță care trăiește și astăzi, o cheamă Raluca Arnăuțoiu Voicu, o armată de câteva mii de oameni, au venit, au reușit să-i prindă, bineînțeles că s-au împușcat, o parte din ei. Și de aceea, când vă spun, mă gândesc la această rupă, la acești oameni care și-au dat viața, mă gândesc la ceilalți, pentru ca să vă spun cum a fost istoria celor vremuri. Ei trăiau în condiții foarte grele, hăituiți de securitate, de regimul bolșevic de atunci, și mergeau prin munți sau pe la gospodării, și mai de voie sau mai de nevoie, oamenii ajutau cu alimente. Iar ei și-au făcut o agendă în care numele acestor oameni erau trecute în ideea că atunci când vor veni americanii și vor veni la putere, să-i despăgubească. Acea agendă a intrat pe mâna securiștilor de atunci și 27, mă rog, sute de persoane au fost arestate, anchetate. 27 de persoane dintre acestea au fost condamnate la moarte și împușcate în noaptea de 29 spre 30 mai, dacă nu mă înșel, 1959. 4 dintre ei din satul Poinărei, în care preotul Constantinescu, preotul Andreescu, profesorul învățător Popescu și un cioban îl chema Sorescu. Preotul Constantinescu a fost arestat el cu familia, adică proteasa și inclusiv fata dânsului, care era gravidă, însărcinată în luna a 7-a sau 8-a. Este dusă la Jilava și naște în închisoare o fată, și ca să vedeți ce înseamnă și ce nume credeți că îi pune fiind născută în închisoare aceste fete. Libertatea. Dacă îmi permiteți, asta spune multe despre oamenii din... Nu, ca să știți ce înseamnă corp, este, da? Da, este emoționant momentul și mulțumim pentru că... Îmi spun corp, numai puțin, că nu trebuie să trecem peste acest moment. Îmi spun corp, mă gândesc la monumentele istorice, bisericile monumente istorice din corp și în special la Biserica Rupestră, așa-i, care a fost atestată documentar undeva în secolul XIV și care este unicat în România prin forma ei săpată în stâncă, prin cele două altare, ceea ce găsim numai în Capadocia, prin faptul că face parte dintr-un triunghi al celor trei biserici din Argeș rupestre, Biserica Corbii de Piatră, Nămăiești și Jitățuia, și acolo când vin oamenii spun, domnule, am intrat așa într-o chestiune care parcă mă purifică. Este confirm sentimentul. Și Daniela, aș vrea și eu să confirm. Exact, cer scuze, Felix. Eu m-aș preda a doua oară. Este un câmp așa bioenergetic care te face să te purifice. Exact. Am fost convins a doua oară de dumneavoastră. Și acum, ca să închei, dacă îmi permiți, când spun corp... Foarte scurt, pentru că eu am două întrebări strategice pentru... Spun satul în care m-am născut, în care am crescut, în care am învățat și din care am plecat în adolescenție, la vârsta de 18 ani, și în care m-am întors după mulți ani, am plecat la București ca să vă fac o mare, și după care m-am întors după mulți ani să-mi ajut satul în care am născut. Este satul pe care și comuna pe care le iubesc și pentru mine Corbii la ora actuală înseamnă un brand. Și de aceea împreună trebuie să vorbim de acum încolo de Corbii, de brandul Corbii. Vă mulțumesc și eu pentru minunata prezentare. Te rog, Felix. Îmi cer scuze că te întrerup. Aș vrea să trecem la prezentarea colegilor din Valea Stanțului și după aceea să adresăm întrebările ca să ne asigurăm că se prezintă și dumnealor. Bine ați venit încă o dată. Avem moderatori din echipa noastră. S-a decis Lucian sau Simon. Am eu microfonul, de asta m-am ridicat. Îmi cer scuze. Mulțumesc. Lucian Enescu este numele meu. Mă bucur că fac parte din echipa Antreprenoresti și mai ales am avut ocazia, într-adevăr, în decursul timpului, să pot să vizitez comunele și, mai bine zis, satul românesc.
A fost o reală plăcere și o bucurie să descoper oameni minunați. Într-adevăr, echipele finaliste, dacă pot să le definesc așa, care s-au alăturat astăzi evenimentului, chiar în urma vizitei efectuate, pot să spun că am plecat efectiv impresionat. Deci, exact cum am menționat puțin mai devreme și domnul Felix, am coborât din acel nor, da, și am revenit acasă. Am revenit acasă alături de obiceiurile noastre, de tradiție, de oameni cu adevărat dedicați. Ca să echilibrez un pic balanța legată de prezentarea colegilor din Corbi versus Valea Stanciului, într-adevăr, în momentul când am intrat în sat, am fost animat de ceea ce înseamnă o comună implicată și, în primul rând, să zic așa, gospodari. Oameni care, într-adevăr, ne arată și ne demonstrează că se poate. Eu vreau să fiu mai scurt, vreau să le ofer ocazia să se prezinte și mai ales, dintr-un anume punct de vedere, fac o singură mențiune. Domnul Nedelcu, pentru mine este un exemplu ceea ce am întâlnit în Valea Stanciului legat de ceea ce înseamnă antreprenor. În prima fază a fost un pic puțin sceptic, nu știa și vrea să înțeleagă ce se întâmplă mai departe. Vreau să-l asigur că pe viitor vom veni cu planuri și acțiuni concrete, astfel încât să ducem la bun sfârșit ceea ce am început. Acum îl invit pe domnul primar să ne facă o scurtă prezentare a comunei și totodată a membrilor echipei să se prezinte către dumneavoastră. Mulțumesc! Bună ziua, vă zic și eu. Sunt primarul Ovidiu Gângioveanu, primar al comunei Valea Stanciului. După mine, cea mai frumoasă comună din țară. O comună cu, și nu vreau să fiu modest, dar așa este, o comună cu 5 sate, aflate pe malul drept al râului Jiu, satele Valea Stanciului, Bărza Țugurești, satul Horezu Poenar și Grecești, sate care la rândul lor au fost odinioară comune. De aceea Valea Stanciului este înzestrată cu 5 biserici, cu 5 cămine culturale, cu 7 cimitire, cu 5 școli, cu 5 grădinițe, lucru care nu este ușor pentru un primar să le administreze. În acest sens vreau să vă spun că de la începutul mandatului meu am avut o colaborare foarte bună atât cu reprezentanții bisericii, dar și cu cei ai școlii, în special cu doamna director. Am lucrat împreună la nenumeroase proiecte pe care o parte le-am dus la bun sfârșit, altele sunt în curs de realizare, iar altele urmează să le implementăm. Legat de școală, vreau să vă spun că datorită numărului de elevi mare, în jur de 640 de elevi, am înființat școala profesională cu clasele 9-11, deoarece elevii după terminarea clasei 8 nu mai mergeau la cea mai apropiată școală profesională, la Segarcea, unde sunt în jur de 20 de kilometri, și preferau să rămână acasă sau să plece în străinătate cu părinții. În acest sens am înființat școala profesională cu clasele 9-11, școală la care copiii învață diferite lucruri legate de agricultură, ce înseamnă un tractor, ce înseamnă un motor, cum se lucrează cu tractorul. Avem câteva utilaje pe care elevii fac practică. Zilele trecute am vizitat școala și m-am bucurat că domnul profesor de mecanică învăța copiii să sudeze, să taie cu flexul și diferite alte lucrări care țin strict de această școală profesională. Un lucru foarte bun, pentru că noi în zonă, fermierii, cei care avem terenuri și care lucrăm în cultura mare a cerealelor, avem nevoie de angajați, și anume de tractoriști, de mecanici, și m-am bucurat să văd copiii că știu să facă acest lucru, adică ce v-am spus și înainte, să aleagă o meserie. Da, să aleagă această meserie. Ba mai mult, pentru a-i atrage către această școală profesională, și vă spun că mă bucur pentru acest lucru, împreună cu doamna director am participat la un proiect unde am câștigat suma necesară
necesară pentru achiziționarea unei mașini noi. Noi avem și școala de șoferi. Deci elevii, după ce termină clasa 11-a, termină și cu, adică închid clasa și cu școala de șofer terminată, decât merg la să-și dea examenul pentru luarea permisului de conducere. Fapt pentru care am reușit să aducem elevi nu numai din comună, dar și din comunele apropiate, mai mult de dragul de a face și conducere. Deci a fost unul din stimulent. Vreau să vă spun că am reușit să, prin Ministerul Dezvoltării, să achiziționăm și un microbuz pentru școală, la primărie. Microbuz care ne-a ajutat foarte mult. Comuna fiind mare și având 5 sate, elevii trebuia să facă naveta. Avem și elevi care mergeau 8 km pe jos, prin zăpadă, prin ploaie. Și de aceea acest microbus le-a oferit posibilitatea să meargă la școală, să aibă prezență, și lucrul acesta s-a dovedit în moment, după ce am luat acest microbus, prezența la școală a crescut și ne bucurăm pentru acest lucru. Am rămas cu două centre, Horezul Poenar și Valea Stanciului, școli pe care la care am făcut proiecte. Un proiect l-am semnat înainte de Crăciun, și anume reabilitarea școlii din Horezul Poenari. Reabilitare care constă în schimbarea atât, deci în schimbarea acoperișului, în anveloparea școlii, centrală termică și toate cele necesare, pentru că școlile încă sunt încălzite cu lemne și nu este un lucru de care mă mândresc. Nu am putut, în schimb, să mutăm și copiii de la grădiniță. În acest sens a trebuit să schimbăm planul, și anume am depus pentru fiecare grădință în parte, adică pentru cele 5 grădințe din cele 5 sate, proiecte pe diferite, să zic așa, măsuri sau la diferite foruri guvernamentale, și anume am depus la grădința din satul Țugurești un proiect pe ordonanța 28 pentru reabilitarea grădiniței. La Horezul Poenari anul acesta s-a finalizat grădinița pe Banca Mondială, o grădință foarte frumoasă, cu săli de clasă, cu toalete, cu centrală termică, urmând noi primăria să o împrejmuim și să îi punem centrală termică. De asemenea, pe lângă proiectul cu școala și grădinițele, la Grecești am semnat contractul de finanțare pentru această grădință tot înainte de Sfântul Crăciun, urmând să facem toate cele necesare, licitațiile, și să începem lucrarea. Iar la Valea Stanciului, fiind un centru foarte mare și școală profesională, ea necesită și o extindere, și pe Ministerul Dezvoltării, cum bine știți, nu se acceptă extinderile. Așteptăm să deschidă programul operațional pentru a o dota cu sală de sport și, bineînțeles, toate cele necesare. Centrală, un atelier modern pentru elevii clasei 9-11 să poată să studieze mai bine mecanica la școală, și cam în fiecare sat. A trecut în revistă exact toate etapele pe care le-ați... Da, legat de învățământul din Valea Stanciului, din comună. Revin la ceea ce am spus puțin mai devreme, l-aș invita și pe domnul Nedelcu să-i dau partea de prezentare, pentru că într-adevăr ne poate expune și prezenta experiența dânsului în zona de antreprenoriat și tot efortul pe care l-a depus pentru a ajunge în acest... Prin această prezentare am vrut să vă fac să înțelegeți rolul școlii în dezvoltarea comunei Valea Stanciului, pentru că locuitorii comunei Valea Stanciului, principala ocupație o au agricultura. Corect. Și mi se părea normal să investesc în școală și în elevi, ca să putem să avem personal pregătit pentru lucru în agricultură. Asigurată că înseamnă lucrarea câmpului, că înseamnă zootehnie, pentru că și zootehnia în comuna Valea Stanciului este la un nivel, să zic așa, dezvoltat, și avem nevoie de acești tineri ca să poată să ducă mai departe ceea ce au învățat de la părinți și chiar să dezvolte. Și cum a zis și dumneavoastră, domnul Nedelcu este unul dintre tinerii care au investit în comună împreună cu familia sa, este și consilierul meu la primărie, și vreau să-i mulțumesc pentru sprijinul care mi l-a acordat în implementarea acestor proiecte, pentru că ne sfătuim foarte, deci o să-i dau cuvântul să vă spună mai multe despre investiția dânsului. Exact, și până să ia cuvântul domnul Nedelcu, pot să precizez, într-adevăr, când am venit în vizită la dumneavoastră,
erați, cred că, la București, să semnați un contract. Sunteți, într-adevăr, un exemplu de urmat și, totodată, felicitări pentru tot efortul, pentru că, în viață, uneori, avem obligația să întoarcem către cei din jurul nostru, iar dumneavoastră, cred că, în afara faptului de a fi primar, sunteți și un lider. Felicitări și succes mai departe! În primul rând, vreau să vă spun bună ziua și bine v-am găsit. Sunt un băiat care vin de la munca de jos. Am investit la țară, am jucat fotbal până la divizia B. M-am lăsat de sport în 2005. Am cumpărat un fost complex al CAP-ului, fostele puiernițe de pui din comuna Valea Stanciului. Și am început cu un efectiv de 12 vițele în 2005. Am ajuns la un efectiv de 80 de vaci adulte. Alimentez două orașe cu lapte. Segarcea și Caracalul este alimentat cu lapte de către ferma noastră, care o am în proprietate cu fratele meu. Și vreau să vă spun că tot avem aici un secretar de stat în Ministrul Agriculturii. De trei ani de zile, am întâmpinat probleme cu un proiect european. Anul ăsta am găsit o firmă de consultanță, că sunt foarte, toată lumea vrea bani și când este vorba de acte sau de proiecte, nu se realizează. Anul ăsta sper să reușesc, am un proiect european pe măsura 411 de modernizarea fermei și a exploatației. Și ce să vă mai spun? Așteptăm ca Antreprenoresti să ne ajute, să vină cu idei noi, să ne consulte, pentru că noi, încă o dată repet, venim de la munca de jos și suntem maturi din punct de vedere al muncii, oameni simpli de la țară care știm ce vrem și cred că și fondurile europene sau cei care sunt în conducere au nevoie să vină prin aceste summituri, să stea de vorbă cu noi, să vadă ce ne doare și să ia măsuri, pentru că vedeți și dumneavoastră în România sunt foarte puțini tineri care reușesc și care vor să muncească în domeniul agricol. Felicitări încă o dată pentru tot. Și aș dori să-i felicit. Aș vrea să fac un foarte scurt comentariu. Noi, unul din obiectivele pe care le-am propus prin invitarea membrilor celor două comune a fost tocmai de a le da posibilitatea să spună povestea lor și succesele pe care ei le-au realizat acolo. Nu cred că sunt, sau nu știu, poate sunt, sau pentru dumneavoastră au rezonat, nu toți au această abilitate de a prezenta povești de wow, dar sunt poveștile lor de succes. Eu, ca finanțist, să spunem, care interacționez cu foarte multe IMM-uri, vreau să vă spun că de fiecare dată mă întorc foarte entuziasmat, pentru că de fiecare dată când stau cu un IMM, cu o companie mică sau o companie mare, nu contează, sunt impresionat de povestea de succes a celui cu care stau eu de vorbă. Și asta m-a motivat și pe mine, dar în egală măsură mă determină ca în fiecare moment să-i apreciez și să-i felicit pentru determinarea, pentru curajul, de care dau dovadă, de încăpățânarea cu care duc mai departe obiceiuri, tradiții și acum ieșim din zona aceasta nuanțată, frumoasă, obiceiuri, tradiții, dar sunt probleme și s-a spus mai devreme, se spunea de cum e la țară din noiembrie până în primăvară, când ești cu glodul, când ești cu noroiul, când doar ca să te duci până în curte, că spuneam că nu avem canalizare ca să ieși afară, cum se spune, e un disconfort major. Nu e ușor, cu atât mai mult aș vrea să-i valorizăm, cu atât de aceea am vrut să vedeți că acolo se întâmplă. Spuneam mai devreme că sunt povești, există viață și sunt perspective. Nu mai pleacă, nu cred că pleacă tineri. Nu, a fost un obiectiv pe care vi l-ați asumat și cu care noi ne-am suprapus foarte mult, că într-o primă etapă ne-am orientat către comunele care
unde identificăm valorile și principiile, să spunem, nu vreau să vorbesc la nivel foarte, dar acolo unde ne regăsim și ne suprapunem ca principii cu ceea ce ne-am asumat în Antreprenorești. Și o concluzie pe care pot să o am, pentru că mi s-a atras atenția că nu mai avem foarte mult timp, este că în ambele situații cea mai bună apărare este atacul. Ca să vorbesc în termeni corporatiști, sunt proactivi, nu sunt reactivi, nu și-au asumat o poziție de contemplare în care să spunem asta e, la noi se întâmplă că noi suntem singuri, că nu ne ajută nimeni, că ministerul nu, că rebeleul nu, că ăla nu și așa mai departe, ci dimpotrivă. Sunt luptători, sunt oameni care caută soluții ca și dumneavoastră de altfel, că de fapt despre asta este rebeleul, despre oameni, despre antreprenori cu inițiativă, dar iată că ei sunt și la țară. Acum avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, este al treilea call to action pe care îl fac, pentru a merge și a replica, multiplica aceste modele. Probabil că dumneavoastră v-ați fi așteptat ca noi acum să venim cu ceea ce am realizat noi. Într-un an de zile trebuie să fim realiști. Nu poți să produci schimbări, deși s-au produs. Părintele Iordache poate să ne spună, erau reticenți când am ajuns acolo și ne-am întâlnit la primărie, erau reticenți la nuanța de, la termenul de asociere. Și iată că acolo vedem o echipă lângă Magda, e o echipă de oameni care au decis să se asocieze. Deci este un doar pentru faptul că am mers acolo și am vorbit și am dat alte perspective cu privire la asociere și la beneficiile care sunt acolo. Și multe alte elemente. Acum am anticipat eu corect că ceea ce se întâmplă, și vreau să fiți pregătiți că nu e o surpriză, nu că văd că se întâmplă ceva acolo cu peretele. Da. Noi avem un fir comun, rebeleu, ne plac abordările comune și pentru că ne preocupă și sursa, preocuparea, problema pe care am adresat-o cu antreprenoriști a fost migrația, în egală măsură avem o altă echipă care se adresează problema reîntoarcerii, repatrierii celor care au emigrat. Și ne-am gândit să avem așa, să începem să dăm un semnal și să arătăm că avem preocupări, că avem o echipă care vizează același lucru, ne pasă de oameni care pleacă de la sate, da, și de cei care sunt plecați. Scuze că te întrerup, aveam o datorie morală pentru doamna Gândioveanu să ne prezinte pe scurt în 2-3 minute exact expertiza din zona de agricultor. Bună ziua, numele meu este Gândioveanu Loredana, sunt antreprenor în Valea Stanciului, administrator a unei ferme de 2000 de hectare, dar am plecat de la 10 hectare în 2005, am accesat fonduri europene pe măsura 1-2, 1-2-1, 1-2-3 și 3-1-2, modernizarea parcului agricol și prestări de servicii. Și datorită faptului că prețul grâului și în general al cerealelor era foarte scăzut, proiectul meu, planul meu de afaceri este, mi-am deschis o moară și o brutărie și am creat locuri de muncă. Și acesta este spre viitor. Am numai 10 locuri de muncă momentan la brutărie și îmi doresc să extind această brutărie și în patiserie și în moară. Vă mulțumesc! Un alt exemplu de reușită și de succes pe care îl avem în mediul rural, de care nu putem decât să fim foarte mândri. Iată că se întâmplă, îi avem și pe... Cât că o să vină, Felix Tătaru, care, bine ai venit, te rog, care este unul din oamenii de bază, oamenii frumoși de bază, pe care toți sunt oameni frumoși în echipele noastre și în Rebele, de altfel, și dumneavoastră, suntem aici o mare echipă, dar e unul din oamenii de bază, atât în echipa Repatriot, cât și în echipa Antreprenorești, el a lucrat la tot ceea ce înseamnă imagine și parte de conștientizare și vreau să mai spun un lucru. Se întâmplă marea repatriere. Deci avem repatriere de la Ploiești, vin în Grand Ballroom. Deci iată că se întâmplă, concret, la Rebele. Da. Te rog, Felix. Mulțumesc mult, Felix. Pot să spun că anul trecut aici, la summit, am fost inspirat de Felix, de o prezentare de-a lui, care vorbea despre ce se întâmplă cu satul românesc și cum 80% din cei care pleacă din zona rurală. Și atunci
pur și simplu trebuie să facem ceva noi ca antreprenori. Și mi-a venit gândul, cum ar fi atunci să anumit adoptă un sat. Așa era această idee, după care l-am dezvoltat împreună și numele este Antreprenoresti. Evident că lucrurile sunt împreună. Eu eram și sunt activ în proiectul Repatriot și avem acolo cu proiectul Repatriot multe lucruri pe care le facem și începând de anul trecut chiar în zona rurală. Și aici mă refer la ziua diasporei. Am trimis scrisori la 3.000 de primari să-i, și în special pentru cei din zona rurală, să-i facem să conștientizeze care este puterea diasporei și să-i facă pe cei care vin în luna august acasă să conștientizeze că oamenii ăia trebuie să li se spună bun venit. Pentru că încă, din păcate, suntem două Românii, România plecată și România de acasă. Și cumva pentru anul viitor ceea ce ne propunem noi să facem este să reunim cumva cele două Românii. Din fericire, ideea noastră a fost ascultată. Deja au fost câteva orașe și câteva sate care într-o lună s-au mobilizat și au creat evenimente și în orașe precum Iași, Oradea, Panciu, Făgăraș, Reșița, dar și în zona rurală. Ceea ce cumva, iată, vedem aici o legătură cu ceea ce putem face împreună cu Antreprenoresti. Am fost împreună cu proiectul Antreprenoresti și caravanele și colegii mei în foarte multe sate din sudul României în special. Și iată că cred că este foarte important pentru ceea ce ne-am dorit. Adoptă un sat. Da, am găsit și avem două sate în care noi ne-am pus și o să mai fie și altele energia noastră. Dar... satele fără oameni nu mai sunt sate. Avem nevoie de oameni. Cea mai mare problemă a României acum este deficitul forței de muncă, inclusiv în zona rurală. Un coleg de dincolo care a venit în străinătate și a investit în zona rurală mi-a spus, s-a dus în orașul, a mutat în ce oraș și a angajat 30 de oameni ca să-i aducă să muncească undeva în zona rurală. De asta vedem noi legătura între cele două proiecte. Hai să facem repede o introducere. Eu sunt din Ruginești, Vracea. M-am născut la țară, crescut la țară până la 14 ani. Am plecat la oraș. Am vrut să mă fac profesor. Nu m-am făcut profesor, am ajuns antreprenor. Am ajuns și ministru. Plecând dintr-un sat, România a fost o România satelor. Înainte de a fi orașele, prima dată au fost satele. Toți am fost țărani. Acum, avem aici mai mulți țărani. Felix Pătrășcanu, cofondatorul Fan Curier, de la Fitionești. Și liderul proiectului Repatriot. Este liderul proiectului Repatriot. Tu, de la și... Movilița. Da, sunt ești de la Movilița, din Vrancea. Suntem din Vrancea, acum e o întâmplare, că suntem din Vrancea și am năvălit aici. Și sunt foarte, foarte mulți țărani în această țară și ne dorim să facem mai mult pentru România. Este de la Schitul Golești, un antreprenor care a plecat. Povestea ta, cred că de 30 de secunde poate să arate cum să transform un sat care este Schitul Golești. Care este un sat care, apropo, am fost împreună în călătorie la fabrica Fontana la... La el mă refeream când am spus că a trebuit să-și angajeze oameni de la oraș. Pentru cine nu mă cunoaște, numele meu este Lupaș Claudiu, activez în segmentul automotive, avem o fabrică în Schitul Golești, la țară, sunt țăran, sunt născut în satul Chimindia, subliniez Chimindia, în județul Hunedoara. Am migrat prima dată în Italia, după care acum sunt întors în România și am migrat în continuare în județul Argeș. Am făcut o investiție la țară. Cred că este foarte, foarte important să știm și cu siguranță știu străinii prin intermediul nostru că valorile satului românesc sunt cele mai bine păstrate. Cred în continuare că investind în satul românesc ducem aceste valori mai departe. Atât eu cât și dumneavoastră avem o viață pe care o punem în aplicare, o dezvoltăm prin proiectele noastre și lăsăm moștenire ceea ce noi am făcut. Cred că trebuie să fim luați în considerare pentru ceea ce facem, nu pentru ceea ce suntem. Cred foarte mult în România, doresc să vină cât mai mulți români acasă, să investească, să ne ajute prin experiența lor, pentru că de asta are România nevoie. Și cred foarte mult în tineri. Vă rog frumos să vă faceți voi în față, să fiți prezenți în ceea ce înseamnă investițiile din țară, pentru că de voi este nevoie și voi sunteți cei care trebuie să ne duceți steagul mai departe. Vă mulțumesc! Dar n-a spus, el a făcut un castel în România, n-a spus asta. Deci tu n-ai spus ce ai făcut. Un castel în România,
Castelul Lupilor, la Hunedoara, investiție, vicepreședintele grupului Fontana, furnizor, McLaren, Ferrari, câteva sute de angajați în Schitul Golești și dă de muncă și pentru orașe, chiar sunt oameni care migrează de la oraș să lucreze la țară. La sat. În zona în care, Green Village. Ce să vă spun mai departe? Gata. Green Village. Green Village, Dragoș, spune un sat. Green Village. Da, Green... bună ziua încă o dată. Cu unii ne-am văzut, cu unii nu ne-am văzut. Noi tot am venit din sala de alături și cred că această imagine e wow. Nu știu dacă ați... Nouă ne-a venit ideea să deschidem... să deschidem peretele dintre noi și fizic s-a întâmplat lucrul ăsta. Iată cum ne-am unit. S-a spart un perete și noi dovedim că România poate fi unită, proiectele pot fi unite pentru că ele sunt strâns legate unele de celelalte. Ce pot să vă spun eu? M-am născut în București, într-adevăr, am trăit mulți ani în Germania, m-am repatriat și sunt cu tot sufletul alături de programul Repatriot, dar în același timp, de 2 ani m-am dus la țară. Și vreau să vă spun că în 2015 am stat 5 luni la probabil cel mai îndepărtat sat și cel mai izolat sat al României, care se cheamă Sfântul Gheorghe în Delta, și nu mai vroiam să mă întorc în București. Mi-era din ce în ce mai greu, îmi spusesem că stau 4 zile acolo și 3 zile la București și nu mai vroiam să mă întorc la București. Și mi-am dat seama cât de mult se poate face prin turism pentru un sat. Și am un proiect, acum nu se mai cheamă Green Village de mult, se cheamă Sfântul Gheorghe. Sigur că am înțeles că nu se încadrează în zona Antreprenoresti pentru că este prea mic, are 600 de oameni. Dar credeți-mă că sunt 600 de oameni minunați acolo care trăiesc izolați și care au o comoară, care este Delta Dunării și legătura Dunării cu Marea este exact locul în care se varsă una în celălalt. Nu vreau să vă mai rețin, dar vreau să vă invit pe data de 30 martie într-o locație foarte frumoasă a Societății de Avocatură Bulboacă, pentru că vom face o gală, Gala Repatriot, și vă propun să o numim Gala Repatriot Antreprenoresti sau cum vreți voi împreună. Și este o gală în care, dincolo de faptul că suntem împreună și ne simțim bine, vrem să adunăm și fonduri. Așa că pregătiți-vă când veniți acolo, nu o să vă luăm banii cu forța, ci o să vă prezentăm tot felul de lucruri și de sejururi și așa mai departe, pe care o să le plătiți puțin mai mult decât valorează ele. Anul trecut am reușit în 2 ore să adunăm 40.000 de euro cu care proiectul Repatriot a luat mai mult avânt și cred că dacă suntem împreună putem să adunăm mult mai mulți bani, nu numai la astfel de gale. Deci 30 martie, aici, Gala Repatriot Antreprenoresti. Aici eu aș face o dublă invitație, pentru că membrii RBL anul trecut au fost foarte generoși, în sensul că, pe de o parte, au donat niște lucruri și experiențe, cum ar fi un sejur la Green Village, spre exemplu, și alții au venit și le-au cumpărat, s-au bucurat de ele. Și unele dintre ele au o valoare emoțională. Nu știu dacă vă aduceți aminte, anul trecut chiar în această sală s-a licitat o rachetă originală a lui Ilie Năstase și cineva atunci a dat 10.000 de euro. Și au fost și multe alte astfel de lucruri, un tricou de al Nadei Comăneci și tot felul de astfel de lucruri. Așa că vă invităm să fiți parte din ambele zone, în ambele feluri veți ajuta cele două proiecte, sperăm să le facem împreună și cred că e o idee foarte bună. Aș vrea să închid pentru bucata, să zicem, de Repatriot, să vă spun tuturor un lucru. Noi am fost în Europa și în lume, și ne-am întâlnit cu mii de oameni. Sigur că ne-am propus să aducem în țară antreprenori, da? Și, iată, și oameni care să vină să muncească în România, români de-ai noștri. Sigur că până în vârful piramidei, să zic așa, până vor veni unii dintre ei, noi vorbim cu mult mai mulți oameni și impactul este mult mai mare. Și aș vrea să vă spun câteva lucruri pe care noi, în general, le promovăm românilor unde ar fi ei. Și primul lucru este pe care oricine poate să-l facă, că vine sau nu vine acasă, că dai pasă de România, este să nu mai vorbească de rău țara și să înceapă să vorbească de bine. Ăsta este primul pas. Și noi înșine, o mână de antreprenori, mergând și vorbindu-le tuturor,
Și trăim și noi, și noi facem până la Brașov câteodată 4-5 ore. Dar totuși în această țară am reușit să adăugăm valoare, să dăm de lucru la mii de oameni și să le arătăm că se poate. Un alt lucru pe care poate să-l facă, remiterile pe care le fac, ei trimit bani acasă, dar nu conștientizează că acele cheltuieli, pentru că ele devin cheltuieli, pot să fie investiții. Și o parte din banii pe care trimit acasă să devină investiții. Să poată să investească în ceva care să producă, nu să fie o cheltuială. Și de asta sunt din ce în ce mai mulți care înțeleg acest lucru. Ei pot recomanda România celor de acolo. Ei înșiși poate să vină să recomande celorlalți, indiferent de țara care sunt, să doar turist făcând, este ideea pe care a spus-o mai devreme Dragoș în sala cealaltă. Dar un lucru foarte important, cred, ei au deja o altă mentalitate. Cei mai mulți dintre românii care au plecat afară și am văzut-o, au o altă mentalitate. Hai să spun așa, o mentalitate de învingător. Ei și-au asumat un risc. Ei au văzut cum stau lucrurile în alte culturi. Cred că o infuzie de mentalitate în România ar fi un lucru foarte bun. Și, sigur, sunt unii, i-am cunoscut, care fac deja export din România. Și sunt ambasador Repatriot. În momentul ăsta, Repatriot are peste 70 de ambasadori în toată lumea. Unii dintre ei au luat această oportunitate și exportă produse românești în țările în care sunt. Și abia în vârful piramidei vorbim de oameni care se întorc acasă sau de cei care își fac un business acasă. Toate lucrurile astea au o singură idee. Și cu asta eu am terminat. Să facem România una. Mulțumesc. Am și o nevoie de 10 secunde. O concluzie scurtă avem și remarcă. O concluzie este că de la țară vin și domnii, da? Iar remarca este următoarea. Poate vom reuși ca să repatriem acei oameni, da? Dar trebuie să avem mare grijă că poate atunci când se vor repatria, se vor întoarce, ca această țară să nu fie, să o găsească nevândută, atenție. Că s-ar putea să vină și să o găsească o țară care nu ne mai aparține și nu le mai aparține. Și aici trebuie să facem cu toții efortul în sensul acesta. Domnul primar, așa este, aveți perfectă dreptate. În egală măsură, e momentul în care trebuie să închidem. În primul rând, vrem să vă mulțumim. Vrem să vă mulțumim dumneavoastră că ați fost aici și ne-ați urmărit. Vrem să mulțumim celor două comune care au venit aici pentru noi ca să se prezinte în fața dumneavoastră și să-și facă cunoscute lucrurile frumoase, realizările lor. În egală măsură vreau să-l mulțumesc colegilor mei din Repatriot. Ne bucurăm foarte mult de suportul lor. Intrăm într-o dinamică normală de acțiune comună în care, în primul rând, să stopăm exodul către exterior, pentru că asta este cel mai important. Pare a fi mai simplu treaba asta, este evident. Am văzut cât efort au avut de a merge în străinătate, de a convinge. În schimb, aici simțim clar și suntem pregătiți să împărtășim cu ei din experiența noastră, putem să schimbăm mult mai repede mentalități și putem să oferim mult mai repede perspective. Deci este un moment foarte frumos pentru proiectele noastre, pentru care încă o dată aș vrea să vă mulțumesc. Și ce pot să vă spun? O să închei așa la apelul lui Marius sau la făcea referire la țărani. O replică celebră. Niște țărani, domnule. Vă mulțumim! Vă mulțumim tare mult! Deci, ce trebuie să spun? Trebuie să spun următorul lucru. Ultimul call to action. Pentru antreprenorești, pentru că încă mergem pe mecanici diferite de abordare. Cine dorește să meargă în antreprenoriat, vă rog frumos la Corp sau la Valea Stanciului, vă rog frumos să mergeți să vizitați, să stați cu oamenii, să-i vizitați, iată, dacă am adus comunele. Să stați de vorbă, era bine spus, vizitați, să vizitați cele două comune, să stați de vorbă cu ei. De asemenea, nu uităm despre summitul Repatriot. Vă mulțumim mult! Am spus bine, Alina? Da. Am spus bine. Poftă bună! Și mulțumim că ați venit! Aș vrea să vă rog să aplaudați la final pe toți cei care au venit din cele două comune. Să terminăm sus! Aplauze! Mai fac un ultim anunț logistic. Suntem puțin peste ceasul oficial. Am asistat la reunirea României, la România de peste hotare, întoarsă la țară. Ne vom revedea la ora 3, exact, într-o oră, în două grupuri. O să fie un grup în sala Timișoara. Se continuă discuția cu domnul profesor Eric
Hanușec, unde avem ocazia să punem restul întrebărilor nepuse și să adâncim subiectul educației, iar aici, împreună cu Dan Berteanu, în sala prezentă, continuă discuția pe proiectele RBL. O să fie o discuție de construcție, sunteți așteptați cu drag la ora 3 în ambele săli. Mulțumim tare mult! Ok. Fotografie, echipa Repatriot. Fotografie. La cererea ziarelor. Haideți acolo, fotografie. Haideți la fotografie. Anunță tu. Bianca, anunță tu. Echipa Repatriot, vă rugăm la poză. La acolo, la scenă, la scenă. Echipa Repatriot. Echipa, du-te după ei. Thank you.